pentru puritani, dar și pentru Biserica Catolică și pentru Biserica Ortodoxă. Mă îndrăznesc să zic că și pentru noi câteodată. Singura muncă spirituală este ce facem în biserică. Sau care are legătură cu biserica. Să fie așa? Sau pe Dumnezeu să-L intereseze mult mai mult de atât? Să fie doar munca asta, muncă spirituală, sau și felul în care conduci mașina, dacă ești șofer, să fie spiritual? Să fie spiritual doar faptul că cânți în cor sau și faptul că ești asistent medical? Să aibă valențe spirituale? Să fie spiritual doar faptul că ești un slujitor al bisericii sau și faptul că ești un constructor? Un manager? Un antreprenor? Un director? Un învățător? Un tâmplar? Un zugrav? Poate fi și slujbele astea spirituale? Noi putem să ne împărțim în tot felul de grupuri. Unii să zică da, alții să zică nu. Dar haideți să lăsăm Scriptura să ne vorbească. Deschidem din nou în Coloseni 3, unde am citit. Cui se adresează versetul 12? Robilor. Așa cum spuneam în rândul trecut când am vorbit despre a fi plăcut Domnului prin familia ta, spuneam că, în general, familia la care se adresează aici Apostolul Pavel, o familie mai bogată, este formată din tatăl, care era capul familiei, apoi era formată din cei de aproape, soția și copiii, și în ultimă instanță era formată din robi, din oamenii care munceau pentru familie, salariații de astăzi. Și aici Apostolul Pavel se oprește în dreptul salariaților, robilor. Și ce zice? Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Și continuă. Și spune cum să lucreze. Orice face, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care veți ști că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Și am zice, treaba Domnului e munca lor, le dă câteva directive morale. Să lucreze ca pentru Domnul. Dar Apostolul Pavel continuă cu o expresie ce dă totul peste cap. Cum scrie acolo? Voi slujiți Domnului Hristos. Care voi? Robii. Se referă la vreo slujbă din biserică? Nu. Când slujeau ei Domnului Hristos? Când erau robi. Făcând slujba de robi. Adică ce le dădea de făcut stăpânul lor? Fiind salariați, muncind pentru salariu. Ce făceau când munceau pentru salariu? Slujeau Domnului Hristos. Deci munca lor era spirituală, nu? Din moment ce Domnul se uita la munca lor și o considera importantă. Ba mai mult, o considera ca pentru El. Același lucru vom întâlni de asemenea în Petru. Apostolul Petru vorbește în capitolul 2 din prima sa epistolă despre acel neam de preoți, despre acea preoție aleasă, despre care noi am vorbit adeseori, despre care dumneavoastră ați auzit adeseori vorbindu-se. Ce este interesant este că dacă citiți de la versetul 9 în jos, Apostolul Petru începe să vorbească despre ce face acest neam de preoți. Și vorbește despre lucrurile mărunte. Niciuna din activitățile pe care le descrie acolo Apostolul Petru pentru neamul de preoți n-are de-a face cu o slujire eminamente bisericească. Nu. Ce are de-a face cu viața de zi cu zi? Concluzia de acolo pe care o putem extrage este asta. Dumnezeu și-a făcut un neam de preoți care se duc și predau la școală. Care ară câmpul. Care sunt brutari. Care scriu proiecte. Care cântă în filarmonică. Care repară mașini. Care construiesc case, care sunt medici, care au ajuns pensionari, care sădesc grădini, care conduc echipe de oameni, care sunt investitori. Înainte de a fi toate aceste lucruri, oamenii ăștia sunt un neam de preoți. Deci slujirea lor poate fi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu se uită la ceea ce faci și consideră că ceea ce faci poate fi o lucrare spirituală.